Hai să vă învăț cum puteți să faceți un teleporter. Săpați 8 blocuri în jos și puneți un bloc de soul sand. După, urcați și puneți o găleată cu apă. Coborâți jos din nou și puneți kelp până sus. După, spargeți tot kelpul și aveți acum un lift cu apă. Puneți un trapdoor peste apă și lângă un daylight sensor. Aruncați un ender pearl în apă și dacă ați făcut cum trebuie, perla trebuie să plutească. Și teleporterul funcționează în felul următor. Atunci când se activează trapdoor-ul, te va teleporta și pe tine. Sunt multe metode de a folosi acest teleporter, dar dacă folosiți daylight sensor-ul, puteți să mergeți la explorat o zi întreagă fără să vă faceți griji că nu știți să vă întoarceți înapoi acasă. Pentru că seara o să vă teleporteze unde ați făcut teleporterul.